Bine v-am regăsit, dragii mei! Este sâmbătă, analizăm o nouă săptămână, săptămâna cuprinsă între 26 august și 1 septembrie. Îl avem pe Venus care intră în Zodia Balanței, yes, este bucurie mare până pe 23 septembrie, atâta timp cât Venus va sta la el acasă în Zodia Balanței. Avem în această săptămână două zile interesante, avem ieșirea lui Mercur din retrograd inclusiv și avem un weekend de decizii. Deci stați până la final să vedeți ce va aduce fiecare zi în parte pentru fiecare zodie în parte și să vă uitați neapărat și la ascendent. Ok, haideți să începem deja cu berbecul. Dragii mei berbeci, ascendent sau zodie, fiți foarte pe fază la primele două zile din săptămână care vă aduc multe, multe bucurii. 26 august este o zi în care aveți foarte multe decizii de luat, discuții de făcut și uh, o zi extrem de dinamică în care trebuie să vă puneți la treabă. În primul rând, recuperați pe la serviciu dacă mai aveți multă, multă treabă de recuperat și apoi multă relaționare. În a doua jumătate a zilei, mai ales, vă puteți bucura de foarte, foarte multe. Telefoane, toată lumea vă solicită și de bine toate. Deci, chiar dacă Mercur este pe ultima stă de retrograd, vă puteți bucura liniștiți de această zi de luni, în sfârșit o zi de luni în care nu mai suntem zăpăciți de diverse aspecte. Apoi, marți, 27 august, Marte este și el în energia zilei, este și ziua lui, este și patronul vostru. Deci, încă o dată, vă puteți bucura de această. A doua zi din săptămână, ne mai ținând cont și de faptul că în energia zilei mai este și Marte. Marte, pe de-o parte, în Gemeni, acolo unde este și Jupiter. Deci, Jupiter plus Marte pentru voi va însemna multă bucurie, mult dialog, multe discuții, dar și negocieri, dacă aveți de făcut, doar și rezolvări cu acte, cu semnături, cu tot felul de lucruri interesante, la propriu și la figurat, zic, interesante. Pot fi decizii pe care vă pregătiți să le luați repejor după ce este Mercur din retrograd, dar pot fi și discuții foarte interesante pe care le aveți la înălțimea voastră cu oameni cu care aveți ce vorbi, cu care vă puteți înțelege pe limba voastră, cum se zice. Apoi, mare atenție ce se întâmplă pe 28. În primul rând, pentru că este ziua în care este Mercur din retrograd și, în al doilea rând, pentru că este o zi cu eco. Ea vă aduce schimbări bune, dar pe de altă parte vă cere și să fiți atenți la panici, la uh, frici, la obsesii, la tot felul de lucruri care sunt ascunse undeva ca și sentimente puternice în inima voastră. Deci atenție un picus din acest punct de vedere. În plus, vreau să aveți grijă, luna neagră vă poate da și vă bătăi de cap în această zi la capitol relațional în cuplu. Deci dacă sunt lucruri nerezolvate, acum de ce să profitați de ultima zi de mercur retrograd? Lăsați-le pe a doua zi, pe a treia zi, nu faceți imprudențe pe 28. Apoi pe 29 ne bucurăm tare tare, Venus intra în zodia balanței și asta aduce multă bucurie pentru fiecare zodia în parte, iar pentru voi este bucurie la nivel relațional, că doar de-aia ziceam să le lăsați pe mâine, pe păi mâine, Iată, intrarea lui Venus în zodia balanței vă ajută foarte mult în relația voastră de cuplu. Astfel că cei care sunteți singuri, pregătiți-vă să intrați într-o relație frumoasă, pasională, sofisticată, foarte romantică și foarte drăguță. Cei care sunteți într-o relație și nu era tocmai ok, va începe să fie din ce în ce mai binișor. Iar cei care sunteți deja căsătoriți cu familie și copii de multă, multă vreme, este o perioadă frumușică în care vă puteți reaprinde flacăra iubirii alături de persoana dragă. Așadar, între 29 august și 23 septembrie, Profitați maxim, mai ales că nu mai sunt planete retrograde și este un moment de respiro în care vă puteți oxigena la propriu și la figurat viața, personalitatea și relația. Apoi pe 30. 30 este o zi cu eco foarte interesantă și cu rezolvări. Fie ele în cuplu, prin cuplu sau în general tot ce veți întreprinde în această zi vă poate ieși foarte simplu, foarte ușor. Aveți mult ajutor de la exterior, atât de la astre cât și de la cei care vă înconjoară. Și apoi ieșiți la lumină după o situație grea, o situație în care ați suferit, probabil din cauza lui Mercur retrograd, cine știe. Oricum, vești bune se arată în acest început de weekend. Cât despre weekend în sine, 31 august și 1 septembrie vor fi două zile de decizii, dar decizii care vă așteaptă cumva să le luați și bine ar fi să nu le luați mai devreme de weekend. Deci, că este vorba de. Eu știu, de concluziile pe care le trageți după Mercur retrograd. Poate fi un exemplu. Apoi mai poate să fie vorba și de situații, discuții uh, importante pe care le aveți cu membru al familiei. Apoi poate să mai fie vorba și de decizii pe care le luați pentru sufletul vostru. Oricum ar fi, sunt bune de luat și nu uh, vă recomand să le lăsați pe mai târziu. Este chiar un weekend indicat să faceți uz, să zic așa. De dialog și de decizii. Dragii mei, tauri, ascundeți sau zodie, dragi tauri, dragi, 26 august este o zi foarte interesantă în care puteți să vă puneți pe treabă. Este o zi de bani și de venituri și de calcule financiare. Este o zi în care puteți să vă faceți planul pentru mai târziu din perspectivă financiară, fie cheltuieli, fie investiții, fie pur și simplu să vă bucurați de o zi bună în care aveți, eu știu, tot felul de reduceri, vă iese mult mai ușor tot ce vreți să întreprindeți în plan financiar. Apoi pe 27 o zi foarte norocoasă, dar în principal nu neapărat pentru tauri, fiți atenți la bani, este norocul, dar pe de altă parte, fiți un pic atenți la prieteni, anume niște prieteni care nu sunt foarte haioși, care vă cam mănâncă energiile sau care sunt un pic cam invidioși, un pic cam critici, un pic cam lipsiți de satisfacție în viața lor și vă negresc și vă o ziua. Atenție așadar, ce faceți cu acești prieteni? Pe de altă parte, nu pierdeți ocaziile financiare care se vor arăta în această zi. 28 august este în sfârșit, în sfârșit de când așteptăm ieșirea lui Mercur din retrograd, bucurie mare pentru toată lumea, dar, dar din păcate el iese din retrograd destul de târziu, spre miezul nopții, deci putem să zicem că este ultima lui zi de retrogradare în zodia leului, ceea ce înseamnă că Deja după ieșirea lui din retrograd veți respira ușurați, veți lua o gură de oxigen, totul va decurge din ce în ce mai bine, dar din păcate pe 28 pregătiți-vă să nu fie neapărat o zi foarte ușoară, este o karmă pe undeva pe acolo, pe la muncă, ceva poate cu niște colegi, cu niște subalteri, vedeți voi. Apoi pe 29, bucurie, bucurie mare, imensă pentru Taur, pentru Balanțe și pentru toate zodiile, dar mai ales pentru cei care sunt patronați de Venus, pentru că Venus intră în zodia Balanței și de acolo va trimite fiecare zodi în parte o grămadă de energii pozitive și de rezolvări și de colaborări și foarte multe persoane de care aveți nevoie, care vin în viața voastră, persoane de calitate. Apoi este vorba și de un proiect la serviciu care ar putea să apară sau bucurii pe care le aveți prin prisma muncii sau a proiectelor de muncă. Pe de altă parte, cei care vă știți cu probleme de sănătate, iată Venus în Balanță vă va ajuta foarte, foarte tare în găsirea tratamentului, în rezolvarea problemelor, în vindecare. Apoi, mai multe satisfacții, mai multe bucurii, vorba aceea, Venus este patronul vostru, vă va aduce din plin, din plin. 30 august este o zi cu eco, o zi cu eco pe termen lung și foarte lung, tot pe la muncă și tot pe aici, pe acolo, prin relațiile voastre profesionale. Atenție, așadar, nu vă certați cu niciun coleg, nicio colegă, nu faceți imprudențe în ceea ce ține de Colegialitate și de cooperare, și de a face echipă împreună cu cei alături de care lucrați, pentru că este o zi în care ați putea avea o astfel de lecție. 31.1., două zile de weekend, cu decizii în care trebuie însă să aveți grijă, pentru că Mercur retrograd va da niște lecții care se vor vedea inclusiv în cuplu, deci inclusiv în weekend. Pardon. Deci dacă nu ați învățat între timp până ce se mercur din retrograd, s-ar putea să nu vă dumiriți până sâmbătă-duminică, iar sâmbătă-duminică să aveți lecția din plin și să o învățați, vreți nu vreți, pentru că iată sunt concluzii pe care Mercur vi le impune, să zicem așa, printr-o energie de ordin intelectual, vă impune să trageți linie apropo de unele discuții avute, apropo de unele gânduri care v-au trecut prin minte și tot așa, astfel că să luați niște decizii bune. Chiar dacă, atenție, s-ar putea să nu vă convină că vă scot din confortul vostru, practic. Dar dacă sunt decizii bune, să fie și cu ieșire din confort, că doar așa evoluăm, nu? Dragii mei gemeni, aștepteți sau zodie, dragi gemeni, dragi fiți și voi, pe fază în primele două zile din săptămână sunt două zile foarte, foarte bune. Cu atât mai tare cu cât veți începe săptămâna cu luna în zodia voastră. Astfel că 26 luna în gemeni și tot acolo ea îl aspectează pe soare care este în fecioară, nu se împacă ele foarte bine. Iată, să zicem așa, energiile sunt un pic tensionate, dar în ajutorul vostru va veni cât de cât am putea să spunem Mercur. Deci, pe de o parte, unele tensiuni interioare, una simțiți asta, alta spuneți, una credeți, alta ziceți și așa. Și, pe de altă parte, un mic moment de revelație care se poate întâmpla pe parcursul celei de-a doua jumătate a zilei. În altă ordine de idei, bucurii care vă vin prin prieteni sau la nivel de suflet. Mici surprize sau mici trăiri intense și frumoase pe care le puteți avea ca la, la început de săptămână. Apoi, pe 27 august, este o zi extrem de importantă. Luna este în continuare în Gemeni, acolo este și Jupiter, este și Marte. Marte și Jupiter nu mai sunt așa cum erau săptămânile trecute, lipite și eclipsându-se una pe alta. Din potrivă s-au relaxat și vă puteți bucura de o energie mult mai benefică din partea lor. Așadar, 27, norocul stă în mâinile voastre. Depinde de voi dacă sau cum sau ce faceți pentru a obține cele mai bune rezultate, pentru a avea noroc, pentru a fi cei mai buni, pentru a reuși, pentru a realiza. Deci profitați maxim de această zi pentru a urca în evoluția voastră, pentru a reuși, pentru a uh, întreprinde, uh, iniția diverse și diverse situații spre binele vostru cel puțin până pe 8 octombrie, iată aveți susținerea lui Jupiter într-o mare 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 măsură. Apoi pe 28 august puteți să respirați ușurat și voi ca noi toți, dar din păcate undeva pe seară pentru că Mercur iese din retrograd abia târziu după ora 11 seara. Deci pregătiți, pregătiți să mai trageți un pic de voi mai cu răutăți, mai fără, dar asta este, trebuie să vă obligați, să zic așa, să treceți și de această zi, au trecut ele toate celelalte 20, trece și aceasta, Mercur va ieși din retrograd și vă va elibera din toate cele în care vă se fie vorba de egouri, fie de alte tensiuni, depresii și cine mai știe ce panici și alte, alte lucruri. Pe de altă parte, 28 va aduce și ceva lecție pe care o puteți avea de la un prieten o prietenă, dar va aduce și schimbări pozitive, schimbări bunuțe, în principal pe zona financiară, dar nu numai. Aveți ceva care vă ajută, vă menține, vă susține în stabilitatea voastră, atât emoțională cât și personală și lucrul ăsta se va vedea foarte bine în prima jumătate a zilei de 28. Apoi pe 29, intrarea lui Venus în Zodia Balanței va aduce și vă bucurii, chiar dacă nu sunteți patronați de ea. Deja Mercura ești din retrograd, cu atât mai bine. Venus, care este și patron de Nod Sud. Nod Sud, care înseamnă, pentru cei care nu știți, cumva plățile nefăcute sau lecțiile neînvățate. O parte din ele care vin din viețile trecute. Deci, Venus, patron de Nord-Sud, la el acasă fiind, vă dați seama că se rezolvă foarte multe lucruri care nu s-au rezolvat în trecut. Iar asta se, se învață ușor, vine cu rezolvări simple, vine fără lecții. Iar asta este un lucru excepțional pentru că ne-am săturat de lecții, nu-i așa? Deci, până pe 23 septembrie, începând cu 29 august, bucurați-vă din plin de toate reușitele pe care le așteptați, practic. De mult sunt reușite la nivel sufletesc. Pot fi prieteni, pot fi iubiri, pot fi pasiuni, poate fi vorba doar de pasiune în sine, de hobby-uri și de alte lucruri care vă sunt dragi și pe care vi le doriți de multă, multă vreme. Apoi, pe 30, o zi interesantă cu eco, o zi în care puteți să rezolvați niște situații, în principal cu ajutorul prietenilor sau cu ajutorul unei persoane foarte, foarte dragi veți înțelege, veți rezolva, veți primi, veți, veți putea și toate decurg mult mai ușor, deci profitați de această zi, mai ales că ea este o zi cu eco în viitor, o zi care poate să dezlănțuie schimbări pozitive pentru viitorul apropiat. 31 august, 1 septembrie, un weekend minunat în care trebuie să fiți pe fază la tot felul de discuții care vin cu lămuriri. Deci dacă până acum lucrurile erau încurcate și voi erați un pic încălciți în gânduri și în mental, iată, Mercur după ce a terminat cu retrogradarea, acum vine cu o energie foarte pozitivă către voi și cu foarte, foarte multă lumină în gândurile voastre și în uh, ideile și în revelațiile voastre. Deci profitați de acest weekend pentru a discuta, pentru a pune punctul pe ei, pentru a vorbi despre voi și despre ce aveți nevoie să vorbiți. Dragii mei, raci ascende sau zodie, dragi raci minunați, fiți pe fază la ziua de 26-27, care sunt două zile absolut importante și norocoase. 26 vă aduce, cel puțin în a doua jumătate a zilei, foarte multe reușite și discuții foarte importante. Chiar vești bune, aș putea să spun, așteptate de ceva vreme. Apoi, tot pe 26, trebuie să fiți un pic mai atenți la ce gândiți sau cum gândiți, s-ar putea să mai aveți niște concluzii de pe repejor până la ieșirea lui Mercur din retrograd. 27 august este o zi norocoasă în care trebuie să vă țineți de treabă, aveți reușite care se pot alinia una după alta, chiar dacă Mercur este retrograd, iată încă, dar ziua vă ajută foarte, foarte tare să realizați. Pe de o parte s-ar putea să nu vă simțiți cei mai norocoși dintre toți, dar vedeți, simțiți ajutorul divin în viața voastră. Simțiți că cineva acolo sus vă iubește tare tare. Simțiți că viața este și prietenoasă cu voi, că mai aveți puțin și ieșiți la lumină, că mai este un pas, doi sau mai sunt câțiva până ce veți termina niște greutăți grele. Deci pregătiți-vă de această realizare, ușor, ușor se va dovedi uh, cam până în octombrie să zic, deci într-o lună. 28 august ieșirea lui Mercur de retrograd, fiu, gata, se termină. Și vă lasă în pace, banii încep să vă curgă, lucrurile încep să meargă bine din perspectivă financiară, deci puteți să vă liniștiți din acest punct de vedere. Lucrurile vor merge din ce în ce mai bine după această zi. Însă, în această zi vreau să aveți grijă să nu faceți imprudențe de ordin financiar, să nu dați banii pe nimicuri să vă mai gândiți un pic înainte de a cheltui sau de a investi sau de a face pași importanți în plan financiar. Cu atât mai mult cu cât luna neagră, în balanță fiind, nu vă este foarte prietenoasă în această zi. Mă rog, în această perioadă oricum, dar în această zi mai ales. Deci atenție la tot felul de decizii care nu sunt bune de luat în 28, ci mai târziu un weekend. Apoi, pe de altă parte. 29 vine cu două bucurii, în primul rând repede după miezul nopții se va resimți ieșirea lui Mercur din retrograd, se va resimți toată eliberarea și mai ales pentru voi care l-ați avut așa chinuiți pe bani, toată această eliberare, dar tot o eliberare va fi și intrarea lui Venus în zodia balanței. Acest Venus care va aduce și lecții printre altele vouă și capricornilor, din păcate, dar sunt lecții de bine, vă învață de bine. Chiar dacă vă învață, este un moment în care, iată, trebuie să vă, să vă aduceți lecțiile la zi, cu atât mai mult cu cât nu prea... Vorbiți cum trebuie, nu prea vă exprimați cum trebuie, mai aveți de învățat lucruri la capitolul comunicare. Apoi, pe de altă parte, va fi foarte bine la voi acasă, la voi în familie, se vor întâmpla lucruri frumoase. Unii veți renova casa, alții veți hotărâ să vă luați o casă, un teren sau ceva, alții vă veți hotărâ să vă mutați împreună cu persoana iubită, alții foarte mulți pași legat de, de acest sentiment de a fi la voi acasă sau de a vă simți ca la voi acasă. Deci de mersuri de ordin familial și locativ începând cu 29 august până pe 23 septembrie grăbiți-vă tare tare. Apoi avem 30 august o zi cu eco și din punctul vostru de vedere cu mult ecou pozitiv însă. Deci fiți pe fază ce se întâmplă în viața voastră profesională în principal, chiar dacă este vineri și s-ar putea să trebuiască să rămâneți puțin mai târziu la serviciu peste program, nu e problema. Luna să știți că va fi în zodia voastră în prima jumătate din zi, deci trebuie să vă reorganizați un pic timpul, dar și emoțiile pentru a rezolva niște lucruri care pot avea ecou, iată, în viitorul vostru profesional. 31 august, 1 septembrie, două zile de weekend cu discuții importante privind banii, dar și cu gânduri, revelații și decizii majore de ordin financiar. Se pare că vi se rezolvă o problemă care se te diversa de ceva vreme sau pur și simplu vă vin bani, vă vine nu știu, salariu sau suma pe care o așteptați de multă vreme să se rezolve, nu știu, un împrumut sau ceva începe să se liniștească, practic, apele din perspectiva banilor voștri. Dragii mei, lei, aștine, au sau zodie la mulți ani pentru toți cei care sunteți născuți. Da, a trecut leu, de fapt. A trecut leu, of, a trecut. 26 august, o zi interesantă cu foarte multe șanse în a doua jumătate a zilei. Pregătiți-vă și voi, ca noi toți, să vă bucurați de energia și de susținerea pe care o aveți în această zi, mai ales dinspre prietenii voștri. Dacă aveți ceva de rezolvat, încercați să căutați ajutor la prieteni. Apoi, în această zi de luni, aveți și bucurii care vă vin sau o dorință care se împlinește. Foarte important, pentru că Mercur încă este retrograd și nu e chiar o zi oarecare. Apoi pe 27, noroc în continuare, de data asta mult mai evident și mult mai frumos și mult mai puternic. Chiar dacă este marți, chiar dacă Marte este în energia zilei, este într-o planetă de aer, ceea ce pentru voi, cazote ca de foc, este foarte, foarte bine. Aveți foarte mult aer să întrețineți focul vostru. Deci bucurați-vă de tot ceea ce vine în această zi, fie sub formă de șansă, de veste bună, de dorință împlinită, de oameni care vă susțin, de promisiuni care se întâmplă și de foarte mulți pași pe care îi puteți face. Atenție, poate să fie vorba și de schimbări pe care le puteți dori. 28 august, în sfârșit, pe seară, se duce Mercur din retrograd și ne lasă în pace. Dar, din păcate, încă până să iasă din retrograd, mai este un pic. Așadar, în ziua de 28, pregătiți-vă de încurcături. Mercur este retrograd la voi în zodie, deci nu vă lasă nicio secundă. Pregătiți-vă, mai pierdeți ceva, mai uitați ceva, mai întârziați undeva, mai se strică ceva. Încă puțină răbdare până se termină această zi. După aceea... Totul va decurge din ce în ce mai normal până cel puțin pe 26 noiembrie, când va intra iarăși Mercur în retrograd, dar nu va mai fi în leu. Apoi, pe de altă parte, tot pe 28, puteți avea schimbări foarte, foarte benefice de ordin financiar, dar și de ordin emoțional. 29 august, o zi extrem de importantă. Venus va intra în zodia balanței, iar asta va fi wow pentru noi toți. Din punctul vostru de vedere, Venus în balanță vă aduce în principal vești bune, va aduce foarte multă concentrare, foarte multe rezolvări în plan documente, acte sau idei sau negocieri, dar vă mai aduce și în plan profesional foarte multe rezultate pozitive. Deci beneficiați pe cât de tare puteți voi între 29 august și 23 septembrie de această energie minunată. Apoi, pe 30 august, este o zi cu eco, pregătiți-vă, luna va intra în leu în a doua jumătate a acestei zile, deci fiți cât se poate de activi, mai ales că depinde un pic și de energia voastră ce eco veți pune în întâmplările și în energiile zilei. Pe de altă parte, vi se cere o reinventare de personalitate un pic, așa. Pe de altă parte, vi se cere să fiți foarte vorbăreți și foarte atenți la cuvinte, la vorbe, la silabe, la expresii, la sarcasme, la ironii și la tot felul de astfel de lucruri. Și, nu în ultimul rând, încercați să purtați niște dialoguri importante în cuplu. 31 august și 1 septembrie, luna va fi în Zodia Leului și. Iată, încheiem săptămâna cu un weekend al vostru. Deci, toate bune și frumoase, dacă vă veți ocupa voi înși vă de întâmplările și de situațiile acestor două zile. Așadar, depinde de voi ce se întâmplă în acest weekend, dar cel mai important ar fi să vorbiți despre voi. Să vă lămuriți cu voi înși vă, dar și cu cei din jurul vostru. Mercur, se pregătește să iasă din leu, a ieșit din retrograva, a ieșit și din leu, dar puteți profita de acest lucru pentru a vă spune ce aveți pe suflet, pentru a vă exprima ceea ce n-ați putut să exprimați. Și apoi este momentul, cu ajutorul acestor discuții, să vă înțelegeți ceea ce nu ați putut să vă înțelegeți în săptămânile trecute. Dragi fecioare, dragi ascene sau zodie, la mulți ani pentru cei născuți în această săptămână. Știu eu câțiva. La mulți ani vă să vă sărbătoriți frumos și iată ce vă așteaptă la ziua voastră de naștere. 26 august. Este o zi foarte interesantă în care să aveți o lecție de învățat. O lecție care vine în prima jumătate a zilei și care este undeva în zona nervozității. Deci, atenție la nervi, atenție de unde nervii și de ce sunteți atât de iritați pe merguri retrogradoare. Deci, cam așa stă treaba, începeți săptămâna cu această angoasă, cu această nervozitate, dar nu e o problemă asta pentru că deja în a doua jumătate a zilei Venus vă ajută să ieșiți din orice situație, v-ați fi aflat din orice neplăcere. 27 august este o zi foarte, foarte valoroasă, în plan profesional mai ales. Fiți pe fază, rezolvați ce aveți de rezolvat, sunteți foarte bine văzuți, sunteți foarte bine apreciați și depinde de voi cât de mult vă puneți în valoare. Dacă vreți să cereți o mărire de salariu sau dacă vreți să rezolvați ceva măreț, este momentul. Apoi pe 28, da, atenție că nu e așa foarte simplu, da? Mercur încă este retrograd. 28 august, apropo de Mercur, se pregătește să iasă, dar din păcate este undeva pe seara târziu. Așadar, trebuie să mai răbdăm o zi acest Mercur retrograd. Vorba fetelor AMR 1 o să fie fix atunci ultimele ore de retrogradare. Trebuie să aveți grijă pentru că de regulă se întâmplă să mai fie încurcături chiar și în ultimele ore de retrograd. Deci pregătiți-vă să mai vă Țineți vibrația și să vă mențineți zenul. Pe de altă parte, este o zi care vă poate aduce schimbări bune, și mai ales este o zi în care, dacă vă bazați pe emoțiile voastre, pe intuiția voastră, veți avea numai și numai de câștigat. Apoi pe 29 august, bucurie mare, fericire mare. Din păcate este Venus din Fecioară, dar intră în balanță. Cu atât mai bine pentru că în balanță este la el acasă și mai mult decât atât va aduce succes. Succes la bani, succes în reușitele financiare, în tot ce vreți să investiți și să calculați și să întreprindeți din punct de vedere financiar, dar va aduce și multă, multă, multă calitate a vieții voastre. Deci, că e vorba de, eu știu, vă cumpărați lucruri luxoase, este ziua voastră de naștere, primiți din ce în ce lucruri mai valoroase, mai frumoase. Și cu atât mai mult aveți un an din ce în ce mai frumușel, atâta timp cât la ziua voastră îl aveți pe Venus în balanță. Deci pregătiți-vă până pe 23 septembrie cel puțin, fix până la finalul zodei voastre, să vă bucurați de acest aspect. Și toți cei care sunteți născuți după 29 încolo, vă veți bucura un an întreg, cu atât mai mult cu cât Mercur nu mai este retrograd și Venus este prietenul vostru cel mai bun. Pe de altă parte, tot pe 29 august vreau să fiți foarte, foarte intuitivi. Intuiția vă ajută să vă îndepliniți o dorință valoroasă. 30 august este o zi minunată cu eco pe termen lung și foarte lung, foarte chiar, mai ales din perspectiva succesului vostru. Deci mare atenție ce faceți în această zi, pentru că succesul poate să depindă de acțiunile voastre de la acest moment. Apoi, pe de altă parte, fiți pe fază și la faptul că o reușită mai veche, Poate să prindă aripi sau o veste bună pe care o uitați să răți undeva într-un colț de suflet, poate să vă lumineze viața înapoi. 31 august și 1 septembrie, bucurii și odihnă. Este un weekend în care trebuie să rămâneți cât se poate de liniștiți, să stați în pat până târziu, să vă gândiți voi cu voi să vă luați o pauză de, eu știu, jumătate de zi în care să stați efectiv prietenește cu mintea voastră la prieteneală vorbaia și să vă gândiți și răzgândiți până vă puneți în acord cu mintea și cu gândurile voastre. S-ar putea să trebuiască să luați niște decizii în zilele următoare, în săptămâna ce vine. Dragi balanțe, dragi minunate, frumoase și rafinate, pregătiți-vă de intrarea lui Venus în zodia voastră. 26 august este o zi importantă în care trebuie să vă vedeți interesele și să știți ce doriți să realizați. Deci asta pentru că vă puteți împrăștia în prea multe gânduri, în prea multe discuții, în prea multe fapte și să... Um, lăsați așa energia peste tot și să nu realizați ceea ce ar trebui să realizați. Cel puțin în a doua jumătate a zilei aveți foarte multă susținere astrală, deci trageți stare să vă rezolvați problemele și mai ales trage stare pentru că este o zi de succes. 27 august, tot o zi de succes și mari realizări, cu atât mai mult cu cât acțiunile voastre, fie ele de ordin fizic, emoțional sau intelectual mai ales, pot fi cu foarte mari reușite. Mai este o zi de mercur retrograd, dar, dar, această zi de 27 poate să fie foarte, foarte, foarte norocoasă. Cu atât mai mult cu cât ea este o zi importantă în succesul și în realizările voastre, cu cât vă veți pune mai mult în valoare, cu atât mai bine pentru succesul și reușita fiecăruia dintre voi. Apoi pe 28 august iese mercur din retrograd, cum ziceam, Gata, se duce, dar se duce undeva pe seară târziu. Deci trebuie să mai avem încă răbdare pe parcursul zilei până undeva spre miezul nopții. Dar asta este, au trecut 3 săptămâni mai rece o zi, 28 o zi care poate să aducă schimbări bune, dar și împiedicate, schimbări bune, dar și cu obstacole. Oricum ar fi, important este că trece Mercur din retrograd și ne lasă liniștiți în pace. Apoi pe 29 bucurie mare, 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 pe lângă ieșirea lui Mercur din retrograd, repede, repede înainte de miezul nopții, vine Venus care intră în zodia balanței, ceea ce aduce mari, dar mari realizări pentru voi, noi toți, dar pentru balanțe mai ales. În primul rând vă veți realiza voi cu voi înșiva. Apoi veți crește ca vibrație, apoi veți avea foarte multe bucurii, apoi veți străluci mult mai tare decât ați strălucit în ultima vreme. Apoi veți avea tot ce vreți voi vă iese mult mai ușor. Totul 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 vine cu o susținere astrală pe care n-ați mai avut-o de cel puțin un an poate dacă nu chiar mai mult nu când ar mai fi fost Venus în balanță dar mai erau și altele pe vremea aia deci foarte mare atenție cum profitați mai tare și mai tare de acest aspect până pe 23 septembrie. Cât de tare puteți voi! Bucurați-vă, schimbați-vă lucrul, cumpărați-vă haine, intrați în alte energii, intrați în alte cercuri de prieteni, deschideți-vă inima, deschideți-vă mintea, sufletul și tot, 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 pentru a primi aceste energii minunate. 30 august este o zi cu ecou, un ecou important în relația voastră de cuplu, dar și în familie, dar și în carieră, în toate domeniile care vă sunt reprezentative pentru viața voastră. Se pot întâmpla lucruri care să vă calibreze, care să vă cadreze, să zicem așa, și de care aveți nevoie, cu atât mai mult cu cât Venus va fi în ajutorul vostru și cu atât mai mult cu cât în energia acestei zile veți avea luna neagră care se află și ea, tot în balanță. Deci, este acolo un mix de energie un pic karmică, un pic fericită, un pic. Um, lecții învățate, un pic bucurii și uite așa se împletesc ele una, unele cu altele și rezultă o zi extrem de valoroasă. Cât despre weekend 31 august 1 septembrie, vor fi două zile de strălucire la propriu și la figurat, puteți face foarte multe schimbări, foarte mulți pași, foarte multe drumuri, foarte multe din ce vreți voi să faceți, totul poate să meargă foarte cursiv, foarte ușor cu atât mai tare cu cât voi aveți o susținere aparte în acest weekend, atât la nivel interior, să zic așa, intuiția și cum vă simțiți voi ca starea voastră, cât și Venus despre care povestim. Hai să vedem ce fac scorpionii. Dragi scorpioni, dragi, o perioadă foarte importantă această săptămână pentru voi. 26 august, o zi în care trebuie să fiți pe fază la ceea ce vă zice inima și mintea în egală măsură și dacă se poate să le puneți în acord și să trageți niște concluzii valoroase. Este o zi în care, dacă vă luați după intuiție și știu că de obicei se întâmplă acest lucru, atunci veți avea foarte multe reușite sau foarte multe um, semne care vă vor ajuta să reușiți ce vă doriți să reușiți. Discuții de ordin sufletesc sau discuții cu oameni care au un rol important în viața voastră se pot întâmpla în această zi de luni. 27 august este o zi interesantă, marți, patronată de Marte, în care îl avem și pe Marte, patronul vostru, în energia zilei. De aceea trebuie să vă bucurați și voi, nu doar de Marte, dar și de Jupiter, pentru că ambele vă aduc foarte multe favoruri. Așadar, Încercați-vă norocul, ca să zic așa, nu neapărat la jocuri de noroc, cât în general la tot ceea ce vă doriți să realizați. Este un moment în care puteți avea șanse sau favoruri sau reușite sau ce vreți voi, toate se pot lega. Atenție însă că nu este acolo 100% o energie valoroasă, Mercur este încă în retrograd. 28 august, în consecință, va fi momentul în care seara târziu Mercur iese din retrograd, deci până una alta, chiar și în ziua de 28, se mai pot încurca lucruri. Lucruri care să zic că vor schimba suspinul, să treacă, s-ar putea să vă schimbe un pic lucrurile într-o manieră mai puțin pozitivă. Nu vă schimbă destinele, dar s-ar putea să vă schimbe planurile. Deci dacă plecați de acasă dimineața cu gândul că faceți X, Y, Z treburi, s-ar putea să vi se încurce și să nu reușiți să faceți toate care vi le-ați propus, ci doar o mică parte. Nu vă enervați, lăsați-le să treacă, vorba aceea mai este doar un pic până ce Mercur iese din retrograd. 29 august este mare bucurie mare pentru toate zodiile pentru că Venus intră în zodia balanței, iar după 23 septembrie va intra în zodia voastră. Deci până pe 23 septembrie bucurați-vă cât de tare puteți voi de tot ceea ce înseamnă renaștere profundă, renaștere interioară, renaștere în fericire, asta contează de fapt, cumva Toată vibrația voastră de la nivel chimic, de la nivel celular, se ridică ușor 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 și lucrurile încep să se întâmple mult mai bine în viața voastră, inclusiv la capitolul sănătate, inclusiv la capitolul relațional, inclusiv în tot ce vreți voi să realizați din toată ființa voastră. Deci ceea ce simțiți voi prin magnetismul vostru veți atrage mult mai ușor decât oricând, altădată de la începutul anului până acum. 30 august este o zi extrem de valoroasă și cu ecou pe termen lung, mai ales la serviciu. Deci atenție care sunt pașii și proiectele acestei zile pentru că aveți ceva uh, important de realizat sau aveți depus o cărămidă într un proiect care se va realiza mai târziu. Cât despre 31 și întâi două zile de weekend în care trebuie să socializați foarte mult și să ieșiți în preajma unor oameni care vă sunt poate superiori sau poate într-o altă lumină decât voi, care nu, alături de care nu vă simțiți neapărat foarte confortabil, dar care vă fac foarte bine ei ca prieteni sau ca anturaj. Așadar, nu refuzați invitațiile, ieșiți, discutați, lămuriți, dialogați și veți vedea cât de fructuos poate să fie pentru voi acest weekend, inclusiv cu eco în plan profesional pe mai târziu. Hai să vedem ce fac săgetătorii. Dragii mei săgetători, aștept sau zodie. Pregătiți-vă și voi, Venus va fi foarte prietenoasă. 26 august este o zi în care puteți să vă puneți norocul la încercare. Dar este foarte important să purtați un dialog fin și interesant în relația de cuplu. Nu chiar final, final ar fi undeva pe weekend. Până atunci, lăsați așa să se aștearnă informațiile, deschideți subiecte, ascultați-vă persoana iubită, ziceți ce aveți de zis și deja se produce un mic bulgăre de zăpadă care va aluneca ușor-ușor într-o avalanșă de discuții, de declarații și de diverse alte subiecte despre proiecte pe care trebuie să le realizați alături de persoana iubită deja în perioada ce vine. 27 august este o zi foarte norocoasă, alături de cei dragi ai voștri, al alături de persoana iubită mai ales. Puteți avea niște vești minunate, puteți avea. Uh, eu știu, un început de săptămână care să vă lumineze viața, sufletul și zilele. Uh, situații care efectiv vin ca și satisfacții valoroase, ca și vești bune, ca și înțelegere, ca și eu știu, poate aveți niște negocieri de făcut, poate planificați niște proiecte majore de cuplu, foarte, foarte, foarte bun ca moment. Apoi, în egală măsură, vă puteți bucura inclusiv pentru persoana iubită care va avea o realizare în această zi. 28 august, o zi mai dificilă încă până ce va ieși Mercur din retrograd. E drept că nu vă lasă deloc liniștiți, dar vă trage cumva în sus. Deci chiar dacă au fost multe piedici în ultimele săptămâni, Iată, acest mercur retrograd vă urcă, vă împinge pe scara evoluției. Deci nu vă gândiți că lucrurile se vor duce în jos, ci din potrivă veți avea multă susținere cu retrograd, cu tot cum e el mercur, va fi acolo să vă împingă de la spate să urcați mai sus și mai sus. Deci 28 poate să mai fie cu o încurcătură 2-3, dar veți vedea imediat că uh, toate acele încurcături de fapt au fost foarte, foarte pozitive. 29 august bucurie mare, mare, mare intrarea lui Venus în Zodia Balanței. Asta se întâmplă până pe 23 septembrie, iar pentru voi acest lucru va însemna, în primul rând, foarte multe dorințe care vi se împlinesc, apoi foarte mulți oameni minunați pe care îi veți avea lângă voi. Apoi, foarte multe schimbări bune în viața voastră, inclusiv atitudinea voastră se va schimba în bine, fără niciun efort, fără nicio bătaie de cap. Și mai ales ceea ce se întâmplă, veți fi într-un progres foarte, foarte lin și minunat în egală măsură, apropo de dorințele despre care povesteam că se vor împlini. Apoi, pe 30 august, este o zi foarte, foarte importantă și cu eco. Așadar, aveți grijă ce se întâmplă în această zi, mai ales în relația voastră cu unii dintre copii sau dacă vă doriți copii. Este o zi cu o karmă pozitivă, să zicem așa, este o zi cu un eco darmic, este o zi cu multă energie benefică. Nu uităm că a ieșit Mercur din retrograd și că Venus este în balanță deja. Deci lucrurile care vin în această zi s-ar putea să vă lumineze foarte frumos viața, dar și sectorul sufletesc emoțional. Cât despre weekend, 31 august, 1 septembrie, veți avea două zile de călătorie. Că plecați în străinătate sau că vă faceți planuri de plecare, că vă cumpărați bilete de vacanță sau că stabiliți ceva plecări pe mai târziu sau poate că aveți surprize frumoase de la cineva care se află departe de voi. Dragii mei, Capricorn, ascendent sau zodie, dragi Capricorn, dragi, pregătiți-vă și voi, Venus are pentru voi niște bucurii, mai ales profesionale. 26 august este o zi în care trebuie să vă țineți de treabă, este la propriu și la figurat o zi de multă, multă, multă muncă, mai multă decât de obicei, începe săptămâna în forță și așa va trebui să o țineți cam 2-3 zile, aveți foarte multe de recuperat la serviciu. În a doua jumătate a zilei fiți foarte pe fază la o bucurie care vă vine sub formă de veste din străinătate sau ceva, veste bună, care vă aduce zâmbetul în viață sau poate să fie pur și simplu o surpriză plăcută de la o persoană aflată departe. 27 august este o zi minunată, foarte, foarte norocoasă. Și a zice că norocul vă bate la ușă din ce în ce mai tare în ultima perioadă și până pe 8, septembr, 8 octombrie pardon, trebuie să vă bucurați sau să beneficiați de o urcare profesională. Așadar nu ratați nicio ocazie, dacă vreți să vă depuneți cv ul pentru un alt loc de muncă, dacă vreți o mărire de salariu sau ce vreți voi, încercați-vă norocul în această zi, marți 27 august. 28 august este Mercur din retrograd, dar este seara târziu, așa încât trebuie să mai aveți un pic de răbdare până la acel moment. Se mai încurcă un alta, se mai întâmplă, se mai provoacă, se... va fi mult ego, vor mai fi niște întâmplări, niște încurcături, vor mai fi niște bătălii uh, spirituale sau cine știe ce altfel, astfel de sentimente mai puțin uh, liniștitoare. Dar în tot cazul mai sunt câteva, câteva uh, momente, nu chiar toată ziua va, va fi plină așa. Uh, în schimb, ce este partea pozitivă a acestei zile? Faptul că vi se întâmplă și schimbări foarte pozitive. Ele vin cu ajutorul persoanei iubite sau cu ajutorul vieții afective, emoționale și în altă ordine de idei vin spre succesul și reușita voastră uh, imediată, adică se întâmplă schimbarea pe 27 și maxim până uh, la luna nouă, deci săptămâna viitoare pe 2 pe 3, puteți avea realizările despre care vorbim. Apoi, pe 29, bucurie mare, mare, a ieșit Mercur din retrograd, gata, se simte când ne trezim de dimineață pe 29, deja altă energie va fi. Și mai mult decât atât, intră Venus în zodia balanței. Asta pentru voi va însemna că deja noaptea din 28 spre 29 veți avea niște vise foarte frumoase, o noapte foarte interesantă la propriu și la figurat, multă efervescență, multe lucruri minunate care vi se întâmplă. Dacă sunteți undeva sau dacă se, eu știu, se, leagă, se leagă vreo situație atunci profitați pentru că este în evoluția voastră ceea ce se va întâmpla în acest moment. Cât despre intervalul despre care vorbim, adică Venus în zodia balanței, trebuie să aveți grijă că vă scoate din confortul vostru spre binele vostru. Adică dacă vreți să fiți mai populari, va trebui să faceți niște eforturi și veți fi. Dacă vreți să fiți șefi într-o funcție mai înaltă, faceți niște eforturi și veți fi. Dacă vreți mai mult noroc, pe modelul Dumnezeu în buzunar nu bagă, faceți niște eforturi și veți avea. Deci tot acest Venus în balanță, adică 29 august, 23 septembrie, vă ajută, vă ridică, vă împinge în sus în evoluție. Dar vă cere și participarea voastră activă, vă cere să vă implicați în reușitele pe care vi le doriți. Și apoi vă cere și o schimbare mică în personalitatea voastră, poate că trebuie să fiți mai deschiși, să colaborați mai mult, să vă îmbunătățiți echipa sau calitățile de om de echipă și tot așa. Și veți putea deveni liderul care doriți să deveniți sau veți putea deveni persoana fericită care vă doriți să fiți. Dar, cert este că, profesional vorbind, veți avea niște succese se mai nemaipomenite începând cu joi 29 august. 30 august este o zi minunată, este o zi cu eco, cei drept, dar vă ajută familia. Sau ecoul este foarte benefic pentru familia voastră. Deci, dacă nu aveți încă o familie, iată primul semn cum că urmează să se întâmple lucruri frumoase pentru întemeierea familiei. Dacă aveți deja o familie, atunci lucruri se îmbunătățesc în familia voastră și vibrația casei și a familiei voastre va fi din ce în ce mai frumoasă. În altă ordine de idei, tot pe 30, fiți pe fază pentru că ziua vă invită la relaționare și mai ales la dragoste, la îmbrățișări, la afectivitate, la mângâieri și la iubire multă, multă și tandrețe multă, multă. 31 august, 1 septembrie, două zile de weekend în care puteți să vă duceți la biserică, de exemplu, să vă duceți, eu știu, la un terapeut, să vă duceți undeva unde vă puteți descărca, vă puteți curăța energiile, puteți să vă eliberați de poverile pe care le-ați avut până una alta. Dar cel mai important este că vă recomand în acest weekend să vă spovediți, să faceți ceva pentru... A aduce mai multă lumină în mintea voastră, la propriu. Deci, cumva, să scoateți toate gândurile negre sau gândurile pe care Mercur retrograle a zăpăcit și să aduceți energie nouă în mintea voastră. Apoi, un alt aspect ar fi că v-aș recomanda discuții cu oameni spirituali. Poate nu vă place să vă duceți la biserică să vă spovediți, deși ar fi bine. Poate vă place să povestiți cu, eu știu, cu preotul sau să povestiți nu neapărat în biserică sau să povestiți cu o persoană care este foarte spirituală sau să povestiți cu un psiholog sau cu mentorii voștri. Oricum este un moment foarte, foarte benefic din acest punct de vedere. Și acum mi-aduc aminte de mulți dintre cei care vă și uitați la horoscop care au obiceiul să meargă la muntele Atos. Iată, de exemplu, dacă nu aveți un plan pentru acest weekend, pentru voi cel mai minunat ar fi, dragii mei capricorni, să vă duceți undeva într-un centru spiritual foarte, foarte puternic, foarte frumos. Dragii mei, vărsători, ascendent sau zodie, dragi vărsători dragi, pregătiți-vă și voi de Venus în balanță, că e tare prietenos. Și avem 26 august, o zi foarte, foarte benefică, dacă vă ascultați sufletul, inima și ce vă șoptește el din interior. El sau ea, inima. Deci, atenție la a vă asculta emoțiile, sufletul, inima, cum ziceam, a vă asculta sentimentele, a vă asculta glasul inimii, și de acolo mai departe, vedeți în a doua jumătate a zilei de unde și cum vin către voi tot felul de favoruri, bucurii sau ajutor divin. 27 august este o zi foarte, foarte, foarte norocoasă, la propriu și la figurat. Încercați-vă norocul cum vreți, voi chiar dacă Mercur este retrograd, este un moment în care puteți avea o reușită. Deci, dacă aveți reușita și vă dați seama că ați pierdut, eu știu, factura bună sau ceva și nu puteți arăta că e reușita voastră, atunci se va înțelege că era Mercur retrograd. De aceea vreau să aveți grijă de aceste uh, aspecte. Deci. Bucurați-vă de tot acest noroc și vedeți cum vă păziți de Mercur retrograd în egală măsură. În altă ordine de idei, 27 poate să fie o zi foarte, foarte interesantă dacă vă ascultați prietenii sau dacă deschideți subiecte foarte importante alături de prietenii voștri. Poate să fie o zi cu foarte mari înțelegeri, revelații, dialoguri, decizii sau cine știe ce lămuriri sau cine știe ce întâlniri minunate pe care le puteți avea. Apoi pe 28, iată ultima zi înainte de a răsufla ușurați că Mercur este din retrograd. Deci încă mici piedici, încă situații încurcate, încă angoaste, încă mici crize de personalitate, de nervozitate, de cine știe ce. Nu pot să zic că este momentul cel mai pozitiv din punct de vedere psihic pentru voi. Mai este un ego, mai este una, mai este alta, asta este, nu trebuie să vă pierdeți răbdarea. Cu atât mai tare cu cât neplăcerile sau încurcăturile sau Mercur retrograd vă dă tot felul de semnale în cuplu. Deci, că e partenerul, partenera, că e relația de dragoste, că e o neplăcere, că e o problemă a soacrei, a socrului sau cine știe ce, mai aveți un pic de răbdare. În altă ordine de idei, schimbări bune se pot întâmpla dacă faceți o rugăciune cu inima voastră. Rugăciunile voastre în această zi s-ar putea să fie ascultate mult mai repede, mult mai ușor sau voi să aveți vibrația care trebuie pentru a vă face conexiunea directă la nivel înalt cu Doamne Doamne. Apoi pe 29, gata, e și Mercur din retrograd, a trecut miezul nopții, puteți să sărbătoriți dacă vreți. Important este că Venus va intra în zodia balanței și acolo fiind va aduce foarte multă reușită, mult succes, mult progres. Va aduce oamenii de care aveți nevoie pentru a urca sus, sus, sus cât de mult vreți voi. Este momentul în care unii dintre voi vă veți decide să mai plecați undeva la un drum, alții vă veți decide să vă urmați persoana iubită acolo unde ea vă cheamă, acolo unde ea vă ghidează, alții vă veți decide să încercați, eu știu, un munte înalt ca o provocare personală, profesională sau familială. Deci este un moment de autodepășire, este un moment de progres minunat pe care îl veți realiza alături de Venus această planetă care vă ghidează pașii și care până pe 23 septembrie vă aduce șanse în plus atât la nivel familial, emoțional, cât și la nivel de succes și călătorii. Pe de altă parte, vom avea încă vărsători care se vor reloca Uh, unii dintre voi vor vrea să-și cumpere un teren, iar, iar alții vor vrea să plece departe, în altă țară, în alt oraș, în altă energie. Ca vacanță sau să se mute, da? Inclusiv. Apoi, pe 30 august este o zi cu un ecou destul de mare și destul de important la capitol intelectual. Deci, dacă vreți să învățați... Dacă vreți să vă duceți într-o librărie să vă cumpărați o carte două nouă, să știți că este momentul, veți fi pe vibrația mentalului vostru și veți alege fix cărțile de care aveți nevoie. Dacă vreți să discutați cu niște oameni de la care aveți ce învăța, este fix ziua cea mai potrivită în care veți ști să puneți întrebările sau persoanele vor fi în modul în care aveți nevoie să vă destăinuie informațiile pe care le doriți. Deci, un moment excepțional de, de cunoaștere și de aprofundare și de învățare pe care îl aveți în acest final de săptămână. Cât despre weekend 31 august în 1 septembrie va fi un weekend important în cuplu în cuplu cu dialoguri cu tot, cu lămuriri, dacă mai ales în ultima perioadă cu Mercur retrograd sau un destul de tare ițele, apoi un moment în care puteți să vă lăsați, să vă abandonați relația de cuplu și să vă bucurați de toată pasiunea și de toată iubirea și de toată tandrețea și cu atât mai mult cu cât puteți să-i faceți pe plac persoane iubite sau puteți să planificați ceva uh, proiecte de cuplu uh, de weekend împreună. E, iată ne ajungem și la Pești, dragii mei Ascendenți sau Zodie. Uh, trebuie să fiți și voi foarte, foarte, foarte pe fază pentru că Venus în balanță este la fel de prietenoasă și pentru voi, chiar dacă, nu pot să zic că vă crește pe zona iubirii sau pe zona sănătății, dar vă voi destoinui imediat. 26 august este o zi în care trebuie să fiți pe fază în familie. Ceva se întâmplă sau aveți de discutat ceva sau poate se strică ceva, cine știe, Mercur retrograd poate aduce încă multe surprize până miercuri seara, dar în tot cazul este foarte important să fiți alături de cei dragi. Și ei de voi, bineînțeles. 27 august este o zi în care vă puteți baza foarte, foarte mult pe Jupiter, patronul vostru. Este o zi extrem de norocoasă în care puteți să rezolvați ceea ce n-ați rezolvat lunile trecute, de exemplu. Este un moment foarte valoros în care vă puteți ajuta de tot ceea ce aveți, de tot ceea ce ați dobândit până la moment și. Puteți să urcați și să descălciți și să deșlușiți tot felul de lucruri care reprezintă o fundație importantă pentru voi. Deci, fiecare pas pe care îl faceți în această zi poate să fie ca o uh, cărămidă pe care o puneți la o construcție valoroasă pentru voi și pentru familia voastră. Apoi este și o zi norocoasă dacă aveți de făcut planuri de familie, planuri de casă renovări și alte discuții de făcut în acest sens, cumpărături de făcut pentru acasă și nu mă refer la cumpărăturile de frigider, ci mă refer la cumpărături extrem de valoroase, precum ceva prețios sau lucruri foarte scumpe. Iată este momentul planificării astfel de pași. Apoi pe 28 august, un moment extrem, extrem de grăbit, ca să nu zic altfel. Mercur se pregătește să iasă din retrograd, dar încă mai dă din coada, încă mai dă din cornițe. Sunt lucruri care se pot întâmpla chiar și în această zi, înainte de ieșirea lui din retrograd. Deci pregătiți-vă, dragii mei, un pic pe la serviciu, să mai aveți cât o neplăcere câte o încurcătură sau un ego, un coleg, un subaltern, o persoană care e mai orgolioasă de fel, care mai uh, răbufnește mai ușor la nervi și tot așa. Încă un pic de răbdare după miezul nopții totul va fi ok. Deja pe 29 alte energie va fi. 29 în consecință pe lângă faptul că iese Mercurul din retrograd și că ne lasă să dormim liniștiți la propriu și la figurat Iată mai intră și Venus în zodia balanței. Acest aspect minunat care îl așteptăm în fiecare an, odată cu venirea toamnei în general, iată Venus, prietena noastră și a păcatelor noastre, să zicem așa, patroană de nodul sud, iată, intrată în zodia balanței, până pe 23 septembrie vă va aduce foarte multe avantaje. În primul rând, avantaje în cuplu, avantaje pe zona spirituală, avantaje pe tot ceea ce vine ca ajutor de la Doamne Doamne, ca și legea compensației, ca și uh, faptul că în trecut voi ați dăruit și vi se cuvine să primiți. Apoi vor fi și multe lucruri care vi se vor întâmpla, vi se vor destăinui, multe secrete pe care le veți afla și care vi se vor... Vă vor unge pe suflet, să zic așa, multă bucurie și multă pasiune care urmează să se întâmple în viața voastră, dar mai ales pe care le așteptați de multă, multă vreme. Și aici am o rugăminte la voi, femeile Zodiei sau Ascendent, sau cele care aveți, eu știu, Venusul foarte puternic în harta voastră, lângă Soare sau... În, într-un într aspect important cu luna sau cu Marte, ei bine, fat, pentru voi acest Venus în balanță vreau să îl fructificați la maxim. Puneți-vă feminitatea la încercare, fiți cât se poate de senzuale, fiți cât se poate de armonioase, fiți cât se poate de tantrice, ca să zic așa, cum scrieam eu în carte despre femeia pești, că dacă vrei o femeie care iubește altfel, ai nevoie de o femeie pești pentru că ai are, are aceast, acest dar de uh, iubire tantică. Deci, puneți-vă în valoare toate aceste calități, dragile mele, dragile mele, pentru că este foarte, foarte, foarte la îndemână acum cu Venus în balanță. Apoi deja 30 august, un moment foarte important și cu eco și din punctul vostru de vedere, un eco financiar financiar și soluții care vin tot în plan financiar, dar și realizări care se pot întâmpla pornind de la o discuție sau de la un pas pe care îl veți face în această zi. Deci, dacă aveți propuneri de business, dacă aveți discuții interesante despre bani cu una, două, cinci, nouă persoane, fiți foarte atenți la aceste propuneri pentru că s-ar putea ca una dintre ele să fie soluția voastră pe viitorul apropiat. Despre weekend 31 august 1 septembrie, două zile de weekend în care din păcate trebuie să munciți. Mai aveți de rezolvat lucruri la serviciu sau pentru că vreți să străluciți, pentru că vreți să fiți bine văzuți, pentru că vreți să realizați lucruri sau pentru că vreți să dați din voi ceea ce este mai bun. Iată, vă veți trezi muncind în acest weekend și bine faceți pentru că vă este cu foarte mare succes. Apoi aveți de tras și niște concluzii pe care trebuia să le trageți deja din 29 august încoace, le veți trage în weekend și veți vedea cât de bine vor decurge lucrurile începând cu săptămâna viitoare. Atât la muncă, dar și pe alte planuri, inclusiv în cuplu, să știți, luna nouă în fecioară pe 2 direct luni, așa, vă aduce armonie, vă aduce schimbări. Dar deja despre asta o să ne vedem săptămâna viitoare să vorbim. Iată, ne oprim aici cu acest horoscop din această săptămână. Vă doresc să aveți un Venus cât se poate de prietenos și de minunat, indiferent de Zodia și de Ascendentul vostru, să vă ajute să vă susțină și să fie uh, melodios și cald și artistic și rafinat și cum vreți voi mai tare să fie pentru viața voastră de cuplu mai ales, dar și pentru personalitățile voastre. Vă pup, vă îmbrățișez, mulțumesc mult, 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 și cu multă recunoștință că sunteți aici alături de mine până la final și vă pupicez și vă îmbrățișez. Ne vedem sâmbăta viitoare să vedem ce ne aduce luna nouă, ce ne aduce Pluton, Capricorn, am mai povestit noi despre el, dar îl trece și pe în vedere. Marte și Mercur care vor schimba semnul. Pupici, pupici!